în prezența a numeroși localnici, a personalului medical din comună, a clerului local, precum și a unor oaspeți de seamă de la județ, s-a inaugurat centrul medical din satul Adjudeni, comuna Tămășeni. Un sobor de preoți romano-catolici au sfințit clădirea noii instituții sanitare din localitate. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Însoțește cu o iubire și cu o binecuvântare aparte pe oamenii aflați în orice suferință, pe bolnavi și pe cei ce le stau alături sau îi slujesc într-un fel sau altul. Într-adevăr, bolnavii nu numai că împlinesc în trupul lor ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul său, care este biserica, însă redau într-un mod deosebit chipul lui Hristos, care a spus că El este într-atât de prezent în cei bolnavi, încât grija ce li se va arăta lor, o va socoti că i-a fost oferită Lui. Primarul municipiului, Ironim Andrici, care a primit de la preotul paroh un dar de suflet, a glumit spunând că mai duce bucuros și crucifixul primit, pentru că știe că mai are de cărat și alte cruci. A mulțumit apoi pentru materializarea proiectului legat de centrul medical întregii comunități, care a făcut posibilă realizarea, plătindu-și conștiincios taxele și impozitele locale. Că mai am câteva cruci de dus, am să fiu și pe asta. Cum a spus părintele, să dăm medicilor și cei care vor sluji această încăpere. Te-acu cernici, părinți, domnul vicepreședinți, stimați invitați, consilieri județeni, directori de școală de la Tămășeni și Adjudeni, nu pot să îi număr pe toți, pentru că sunt foarte mulți, vă, dragi și iubiți consăteni, astăzi avem plăcerea să participăm împreună la un eveniment, zic eu, deosebit pentru comunitatea noastră, deoarece, într-un timp relativ scurt, ne-am îngrijit împreună cu dumneavoastră și prin meritul dumneavoastră să construim un nou lăcaș pentru sănătatea noastră. Bineînțeles că lăcașul pe care l-am construit este destul de bun, chiar impunător, pentru ca bolnavii, am să repet ce a spus părintele aici, totul este același lucru, să aibă unde veni cu, pentru a se trata. Bineînțeles că avem medici buni. Sunt locuri și vor fi locuri pentru medici specialiști, pentru farmacie, pentru stomatologie, pentru tot ce este nevoie. Au luat cuvântul apoi oaspeții de la județ, respectiv cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Neamț și președintele organizației PSD Roman, formațiune politică din care face parte și primarul Andrici. Vă felicit foarte mult din toată inima, domnule primar, atât pe dumneavoastră cât și pe domnii consilieri locali, pentru realizările pe care le aveți la nivel de comună, pentru toate proiectele pe care le-ați realizat până în acest moment. Nu a fost deloc ușor. Știm cu toții că am traversat o criză economică și de care parcă nu mai putem scăpa. Iar dumneavoastră ați adunat bănuți cu bănuți și ați sfidat această criză economică și ați reușit să treceți cu stoicism peste acest impediment, ceea ce nu v-a încurcat deloc să aduceți la bun sfârșit această realizare. Mă aflu din nou în mijlocul dumneavoastră cu reale emoții și în aceeași timp cu o reală mândrie. O mândrie pentru că, așa cum considerăm toți, comuna Tămășeni face parte din zona Romanului și noi suntem romașcani, chiar dacă orașul e puțin mai încolo. Din punct de vedere a realizării acestui centru, țin să felicit într-adevăr pe toți locuitorii comunei Tămășeni pentru simplu fapt că sunt conștient faptul că primarul, fără a avea pe dumneavoastră în spate, nu reușea să facă această bijuterie arhitectonică. Pot să vă spun una din cele mai frumoase clădiri și cele mai mari cu destinația aceasta din județ. Din partea organizației județene PSD Neamț,
din partea domnului președinte Ionel Arsene, din partea domnului deputat Ioan Munteanu, care este pe acest colegiu, și din partea domnului senator Chelaru, vă felicităm și suntem convinși că în continuare, împreună cu această echipă, cu domnul primar, cu echipa de consilieri locali, veți realiza încă foarte multe lucruri. Am rămas impresionat că acest edificiu s-a realizat numai cu efortul dumneavoastră. Investiția în acest centru medical modern, care va avea spații pentru un act medical de calitate, s-a realizat numai din fonduri de la bugetul local, ridicându-se la peste 20 de miliarde de lei vechi. Primarul a promis cetățenilor că până la sfârșitul mandatului actual va realiza, cu ajutorul fondurilor de la Consiliul Județean și alte investiții în infrastructura rutieră, respectiv drumul comunal spre satul Răchiteni din județul Iași. Întreaga festivitate de tăiere a panglicii inaugurale o veți putea urmări luni 25 noiembrie de la ora 18:30.